Radu, copilul nostru, și-a dorit extrem de tare lucrul acesta, un cățel. El a plecat în America la bunici în vară, în vacanță, și noi, ca semn de, cum să spun... Bine ai revenit! Da, bine ai revenit acasă. Am vrut să-i facem o surpriză și am luat în 24 de ore acest cățel pe care l-am salvat de la moarte. Pe pisica am adus-o de sub un frigider, dintr-o benzinărie de la Buzău. Am auzit un mieunat foarte puternic, un urlet mai degrabă. Am băgat mâna sub frigider, acolo de unde venea sunetul, zgomotul, și ea s-a prins cu cele patru lăbuțe de mâna mea, cu capul în jos, și a ieșit așa la mine, a urlat odată, am pus-o pe pieptul meu și am spus: ce fac cu ea? Bineînțeles că toată lumea a spus: o lăsăm aici. Eu am spus: nu, plecăm la București și o găsesc eu cui să o dau, pentru că nu pot să o las aici. În ce fel urla? O să vedeți o fotografie din prima zi când am adus-o, în care stă ea așa proaspăt spălată. Am dus-o direct la cabinet unde am deparazitat-o și n-am găsit cui să o dau, bineînțeles. Soțul meu a făcut o criză, a fost destul de neprietenos cu ea la început, pentru că nu-și dorea pisică. Toată lumea a iubit-o din prima clipă, până când s-a îndrăgostit și el de ea, iar acum suntem o familie fericită. El a fost mușcat și aruncat 3 metri de către un câine pe stradă și a stat mai mult mort decât viu câteva zile. A revenit la viață, tot el a avut o boală cumplită, l-am operat, era pe moarte și... a scăpat și acum este din nou cățelușul vesel. Mai multe detalii puteți vedea astăzi de la ora 13 la Stăpânii Vedetelor pe Antena Stars.